Așa. Deci, Iuda, epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iuda, da? Da? Așa. Versetul 6. Ce spune? Ce spune? Știu. Iar pe îngerii care nu și-au păzit vrednicia, ci au părăsit locașul lor, i-a pus la păstrare sub întuneric, în lanțuri veșnice, spre judecata zilei celei mari. Deci, iată. Cel mai clar. Deci, acești îngeri nu și-au păstrat vrednicia. Da? Și-au părăsit locașul lor, și-au părăsit starea cerească, da? Și i-a pus Dumnezeu la păstrare sub întuneric. Deci, întunericul înseamnă lipsa luminii, da? În lanțuri veșnice, spre judecata zilei celei mari. Versetul 7, care este o urmare, deci versetul 6, după versetul 7 spune: tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care în același chip ca acesta s-au dat la desfrânare și au umblat după trup străin, stau înainte ca pildă suferind pedeapsa focului celui veșnic. Așa. Asemenea, deci și aceștia, visând, pângăresc trupul, leapă de stăpânirile și hulesc măririle cerești. Dar Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului, certându-se cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă judecată de hulă, ci a zis să te certe pe tine Domnul. Iată, aici vedem prezența diavolului, da? Care se ceartă cu Moise, se ceartă cu Arhanghelul Mihail pentru trupul lui Moise. Da? Probabil că diavolul vrea să-l pângărească, da? Deci, și Arhanghelul Mihail păzea trupul lui Moise. Bun. Iată, ce vedem aici? Că îngerii aceștia, au existat îngeri care au căzut. Da? Foarte important. Acum, haideți să mergem puțin la a doua epistolă a Sfântului Apostol Petru. Capitolul 2, versetul 4, să vedem. Ce mai vedem despre lucrul acesta? Deci, a doua a Sfântului Apostol Petru. Petru este înainte de, este după Iacov. Adică la pagina 1383. Da. Și aici vedem mai clar lucrul acesta. Deci, a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, da? Capitolul 2, versetul 4, da? Așa. Căci dacă Dumnezeu n-a cruțat pe îngerii care au păcătuit, ci legându-i cu legăturile întunericului în iad, i-a dat să fie păziți pe judecată. Deci, iată, în modul cel mai clar, că îngerii, există îngeri care au păcătuit. Deci, voința lor bună, voința lor, au îndreptat-o împotriva lui Dumnezeu. Deci, de aici vedem că originea răului constă în proasta întrebuințare a libertății date de Dumnezeu făpturilor sale raționale. Da? Deci, căci dacă Dumnezeu n-a cruțat pe îngerii care au păcătuit, ci legându-i cu legăturile întunericului în iad, i-a dat să fie păziți spre judecată. Apropo, există unii protestanți, neoprotestanți, care spun că diavolul nu există. Da. Iată, clar, în Sfânta Scriptură, se arată clar existența diavolului. Părinte, ei nu se recunosc că există. Nu se recunosc ei pe ei înșiși că există, da. Hai să vedem care este motivul pentru care diavolul a, adică ce păcat a făcut diavolul de a căzut. Deci ar fi întrebarea ce a greșit diavolul, ce a păcătuit diavolul. Da?
Care a fost cauza căderii? Deci, cauza... Exact. Iată. Haideți să mergem la 1 Timotei 1 către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 3, versetul 6. Să vedem ce ne spune. 1, 3, 4, 8. Deci, 1 către Timotei, capitolul 3, versetul 6. Spune așa. 1, 3, 4, 8. Deci, episcopul să nu fie de curând botezat, zice aici. Da, sunt sfaturi către episcopul Timotei. Episcopul să nu fie de curând botezat, ca nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda diavolului. Iată. Dar el trebuie să aibă și mărturie bună de la cei din afară, ca să nu cadă în ocară și în cursa diavolului. Deci, există o sândă în care se găsesc diavolii. Episcopul să nu fie de curând botezat, ca nu cumva trufindu-se, da? Să cadă în osânda diavolului. Deci, trufia. Diavolul a căzut din trufie. Deci, iată, avem cauza căderii. Trufia. Trufia. Adică mândria. Deci Sfântul Apostol Pavel îi spune lui Timotei că ai grijă ca atunci când faci un episcop, episcopul respectiv să nu fie cineva care a fost botezat de curând acum, ci să fie cineva care a fost botezat de mult timp. Nu? Ca nu cumva trufindu-se, uite, am ajuns episcop, să cadă în osânda diavolului. Deci avem, iată, știm că este mândria, trufia. Așa. Bun. Mergem mai departe. Da. Hai pe niște ani trecuți să știi. Haideți să vedem unde găsim prezența diavolului. Prezența diavolului în Vechiul Testament întâi. În Vechiul Testament. La 1 Regi capitolul 16, versetul 14. Ce spune acolo? S-a depărtat de la Saul Duhul Domnului. Da? Și îl tulbura un duh rău. Ați ajuns? Capitolul? Deci, 1 Regi, capitolul 16, versetul 14. Trestul. Așa. S-a depărtat de la Saul Duhul Domnului. Da? Da.
Ia-ți. Ați găsit cu toții? Ați găsit, da? Și atunci s-a depărtat de la Saul Duhul Domnului, deci s-a depărtat Duhul Sfânt de la el, da? Și îl tulbura un duh rău. Deci un duh rău, da? Trimis de Domnul. Și au zis slugile lui Saul, iată un duh rău trimis de Domnul te tulbură. Să poruncească, da, Domnul nostru slugilor sale care sunt înaintea ta, și să caute un om iscusit la cântarea din harpă și când va veni asupra ta Duhul cel rău trimis de la Dumnezeu, atunci acela cântând cu mâna sa te va liniști. Deci să-i cânte David psalmii, da? Ca să se liniștească, pentru că pe Saul se demonizase, da? Știm din ce cauză s-a demonizat Saul și a venit un duh rău la el, pentru că s-a dus la vrăjitoare, nu? Da. S-a dus la vrăjitoare. Să afle viitorul, nu? Da? Deci aceasta este motivația. Bun. Deci, iată. Unde mai vedem lucrarea demonului? La întâi, paralipomena. Capitolul 21, versetul 1. 4, 4, 7. Capitolul 22. 4, 4, 7. Da. 4, 4, 7. Ce spune acolo? S-a sculat Satana, da? Împotriva lui Israel. Și a îndemnat pe David să facă numărătoarea izraeliților. S-a sculat Satana. Deci iată, diavolul este cel care l-a pus atunci să facă numărătoarea izraeliților. Bun. Zaharia, mergem la Zaharia, prorocul Zaharia, capitolul 3, versetul 1. Capitolul 3, versetul 1. Zaharia, capitolul 3, versetul 1. Ce spune aici? Și mi-a arătat pe Iosua, marele preot, stând înaintea îngerului Domnului și pe Satana, stând la dreapta lui ca să-l învinuiască. Iată. Și a zis Domnul către Satana, ceartă-te pe tine, Domnul diavole, ceartă-te pe tine, Domnul, cel care a ales Ierusalimul. Acesta nu este el. Oare un tăciune scos din foc? Și era Iosua îmbrăcat în veșminte murdare și stătea înaintea îngerului. Și a răspuns și a zis celor care stăteau înaintea lui, dezbrăcați-l de veșmintele cele murdare. Și a zis lui, iată, ți-am iertat fără de legile și te-am îmbrăcat cu veșmânt de prăznuire. Ce este aceasta? Este de fapt aducerea aminte a tainei botezului. Da? Veșmintele murdare înainte de botez se schimbă cu veșmintele curate după botez. Veșmintele curate, adică veșmintele trupului, veșmintele sufletului, da? Nu veșmintele materiale. Dă-mi haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, nu? Deci, iată. Puneți mitră curată pe capul lui, deci cu nună, da? Pe capul lui.
Și ei i-au pus mitră curată pe cap și l-au înveșmântat, iar Îngerul Domnului sta de față. Și Îngerul Domnului i-a hotărât lui Iosua astfel. Așa zice Domnul Savaot. Dacă vei umbla în căile mele și de vei păzi poruncile mele, atunci tu vei cârmui casa mea și vei păzi curțile mele și eu îți voi da ție drăgătorie printre slujitorii mei de aici. Iată. Deci, vedem că Satana stătea acolo ca să-l învinuiască. Și mi-a arătat pe Iosua marele preot stând înaintea Îngerului Domnului și pe Satana stând în dreapta lui ca să-l învinuiască pe Iosua. Deci, iată lucrarea Satanei. Așa. Mergem mai departe. Înțelepciunea lui Solomon. Lui Solomon. Capitolul 2, versetul 24. În pisma diavolului, ați găsit, da? La pagina 969. Capitolul 2. Versetul 24. Iar prin pisma diavolului, moartea a intrat în lume și cei ce sunt de partea lui vor ajunge să o cunoască. Auziți? Aici trebuie să citim și versetul dinainte ca să vedem ce spune. Versetul 23 dinainte. Spune așa. Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune. Deci Dumnezeu l-a făcut pe om să nu moară. Clar. Și l-a făcut după chipul ființei sale. Iar. Deci Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune și l-a făcut după chipul ființei sale. Iar prin pisma diavolului, moartea a intrat în lume și cei ce sunt de partea lui vor ajunge să o cunoască. Deci, știm că diavolul este cel care l-a ispitit pe Adam și prin el a intrat moartea în lume. Și cei care sunt de partea lui vor ajunge să o cunoască, în sensul că vor rămâne cu el. În veșnicie, iar moartea veșnică înseamnă, nu înseamnă o moarte, o dezintegrare, ci înseamnă o stare în iad, starea de iad. Asta este. Deci, iată. Mergem mai departe. La Deuteronom, Deuteronom, capitolul 32, versetul 17. Ați găsit? Au jertfe diavolilor și nu lui Dumnezeu. Adus au jertfe diavolilor și nu lui Dumnezeu. Bun. Hai acum să mergem la Psalmul 105, versetul 35. Spune așa. Deci haideți să mergem la versetul 34, ca să începem de aici. N-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și au deprins lucrurile lor. Și au slujit idolilor lor și s-au smintit. Și au jertfit pe fiii lor și pe fetele lor idolilor, adică dracilor. Deci, versetul 35-37. Până scrieți și 35, liniuță 37. Deci au jertfit pe fiii și fiicele lor idolilor. Idol, egal drac. Demon. Exact. Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor lor și al fetelor lor, pe care i-au jertfit dracilor din Canaan și s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit de lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor. Atunci s-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului său și a urât moștenirea sa. Iar și i-a dat pe ei mâinile neamurilor.
Și i-au stăpânit pe ei cei ce urau pe ei. Vrăjmașii lor i-au asuprit pe ei și au fost nefericiți sub mâinile lor. Iată, vedem aici din ce cauză popoarele trăiesc în robie sau în robie, robie de diferite feluri. Robie economică, robia datorită jertfirii pruncilor, demonilor, dracilor. Și care este jertfa pe care o aduc astăzi? Iată, și creștinii ortodoxi, creștinii ortodoxe. Avortul. Deci avortul este jertfa pe care este prunc uciderea, uciderea și darea sufletelor acestor copii, dracilor. În mâinile lor. Pentru că copilul acela nu e botezat, nu? Și atunci acel copil este jertfit diavolului. Ajunge în iad. Da? Bun. Așa. Și îi aduceau șerpi vii fiind copii, adică erau născuți. Da. Atunci așa urmăram. Da, da. Bun. Acum să vedem în Noul Testament. În Noul Testament, în primul și în primul rând, știți foarte bine că Satana, diavolul, l-a ispitit pe însuși Mântuitorul Iisus Hristos în muntele Carantaniei, nu? După post. După cele 40 de zile de post. Așa. Duhurile rele dau năvală în suflete și chiar în trupurile oamenilor. Da? Demonizare. Despre acestea ne adevăresc multe întâmplări din Evanghelie. Cu privire la sălășuirea duhurilor rele în oameni ne vorbesc numeroase tămăduiri ale celor îndrăciți săvârșite de Hristos. Duhurile rele îi scodesc, cum s-ar spune, spre a profita de nepurtarea de grijă a oamenilor și a-i atrage spre rău. Hai să vedem. Acum, deci, mergem în Noul Testament și mergem la Matei. Matei. Matei, capitolul 12, versetele 43, 45. 1, 1, 1, 1. Ce spune acolo? Spune așa. Ce spune? Iar când Duhul necurat, ați găsit? Deci capitolul? Capitolul 43, capitolul 12, versetul 43-45. Așa. Când Duhul necurat a ieșit din om, da, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și nu găsește. Atunci zice, mă voi întoarce la casa mea de unde am ieșit. Și venind o află golită, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu sine alte 7 duhuri mai rele decât el și intrând sălășluiesc aici și se fac cele de pe urma ale omului aceluia mai rele decât cele din tâi. Deci iată, diavolul când pleacă, părăsește pe om, se duce și apoi își ia 7 duhuri și vine încă 7 demoni în persoana respectivă dacă omul nu e apărat, dacă trăiește neatent în viață. Da? Iată. Deci, haideți acum să vedem la Luca, capitolul 13, versetul 16. Da. Ce spune acolo? Ați găsit, da? Da. Așa. Dar această fiică a lui Avraam, această fiică a lui Avraam, fiind, aceasta fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o Satana, iată, de 18 ani, nu se cuvenea oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sâmbetei? Da? Deci, iată, de 18 ani această femeie era legată de diavol. Avea un diavol care o chinuia și Mântuitorul o vindecă, scoate diavolul din ea în ziua sâmbetei. Da? Da.
ei se mai numesc ducuri ale răului, îngeri ai diavolului, îngeri ai lui Satan. Diavol înseamnă împotrivitorul. Împotrivitorul. Cel care face calomniatorul. Împotrivitorul. Calomniatorul. Cel care calomniază. Da. Da. Așa. Ispititorul. Da? Da. Lucifer. Veliar. Belzebul. Și așa. Satan. Da? Da. Și alte nume. Luând chipul unui șarpe, era ispitit, știm, pe Adam și Eva. Da? De aceea, în Apocalipsă, este numit, deci mergeți la Apocalipsă. La urmă. Da, Apocalipsă, capitolul 12. Capitolul 12, versetul 9. Da, cum este numit el? Fost aruncat balaurul cel mare. Șarpele cel de demult, care se cheamă Diavol și Satana. Cel ce înșală toată lumea, aruncat a fost pe pământ și îngerii lui au fost aruncați cu el. Deci iată unde sunt aruncați îngerii aceștia. Pe pământ. Ei trăiesc printre oameni. Ei trăiesc pe pământ. Deci, trăiesc în văzduh. Trăiesc pe pământ. Trăiesc în lumea aceasta materială. Demon. Dar de ce spune, deci, diavol și satana și demon? Da. Pe asta spunem, că asta am spus că este denumit, are mai multe denumiri. Belzebul. Diavol, demon, înger al răului, îngerul Satan. Satan, Belzebul, Veliar, prințul demonilor, Lucifer. Satan ar fi tatăl lor. Nu, nu, nu neapărat. Sau. Da, deci sunt diferite denumiri. Nu. Deci, are mai multe denumiri. Da, mai multe denumiri. Se spune și așa, și așa, și așa, și așa. Diferite denumiri. Da. Da. Așa. Să găsești tot asta. Ca noi și mult tot ce spune. Bun. Bun. Așa. Așa. Hai să ne uităm acum la Luca, capitolul 10, versetul 18, care este foarte important pentru noi. Așa. Luca, capitolul 10. Versetul 18. 18. Da. Haideți să ne uităm să citim de la versetul 17 întâi. Zice așa. Și s-au întors cei 70 cu bucurie. Deci 70 de ucenici ai lui Hristos. Cu bucurie. Zicând, Doamne, și demonii mi se supun în numele Tău. Da? Și le-a zis Iisus, da? Am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Deci, iată că Hristos, când Satana a căzut din cer, el l-a văzut, pentru că e Fiul lui Dumnezeu. Era atunci, nu? Deci l-a văzut pe Satana cum a căzut ca un fulger. Cum cade fulgerul? Nu? Fulger. Așa. Deci a căzut ca un fulger din cer. Am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Și nimic nu vă va vătăma. Dar nu vă bucurați de aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucurați că numele voastre sunt scrise în ceruri. Iată. Să vedem cum îi numește apostolul Pavel.
la Efeseni. Efeseni. Capitolul 6, versetul 12. Efeseni. La urmă. Galef. Efeseni 6. Capitolul 6. Da, 1, 3, 3, 2. 1332. Versetul 1312. 1332. 1332. Versetul 12. Ce ne spune Sfântul Apostol Pavel? Căci lupta noastră, ați găsit, da? Bun. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului. Deci noi nu le luptăm împotriva unui om, trupului, ci și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului, acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri. Deci noi ne luptăm, vine cineva și te înjură. El te-a înjurat, e persoană slabă, dar cine l-a pus să te înjure este duhul, demonul din văzduh, care l-a îndemnat să te înjure. Înțelegeți? Deci lupta noastră nu este împotriva trupului, ci împotriva acestor începătoriilor, stăpâniilor, întunericului, acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri. Deci, iată, duhurile răutății sunt în văzduhuri, duhurile răutății. Da? Se spune că un singur demon, vedeți că aici apare o ierarhie a demonilor. Vedem că există stăpânitori, stăpânii, începătorii, deci cum am zis la îngeri, da, că există tronuri, domnii, stăpânii, începătorii, puteri, cherubim, serafim, aici sunt la fel. Există începătorii, există stăpânii, da? Iată. Așa? Și, da? Deci începătorii, stăpânii, stăpânitorilor întunericului, acestui veac, împotriva duhurilor răutății. Ce se întâmplă? Un singur demon are puterea de a distruge universul, lumea, pământul. Deci un singur demon, deci poate într-o clipă să distrugă pământul. Să-l distrugă. Să nu mai rămână nimic. Să murim cu toții. Dar vedeți că demonii nu au nicio putere. Decât atât cât le îngăduie Dumnezeu să aibă. Dumnezeu, diavolul, dacă diavolul ar vrea, de exemplu, să nu existe creștin ortodox pe pământ. Să nu există sfinți. Diavolul ar vrea ca să intre în toți oamenii. Și toți oamenii să fie demonizați. Dar vedeți că nu sunt toți. Vedeți